Nu, bun, și ți-ai ales data set-ul. Păi asta trebuie să faci. Man, de acolo pleacă totul. Deci, man, nu știu dacă voi credeți că așa e viața, dar mie se pare că viața e ceva de genul urci pe o scară și vezi numai treapta care urmează. Ești de acord cu mine? Da, man, asta am spus și data trecută. Ba da, precedința era, sau de regresie, nu contează. Da, poți clasificare, poți regresie. Da, e mai simplu de înțeles la început clasificarea, știi? Dar da, poți să faci și regresie, că nu poate. Prima, dar totul o să fie clar după ce găsești dataset-ul. Dar aia mi s-a părut că am zis clar data trecută, Ana. N-am mai zis mai mult de atâta. Păi, bagă mare, hai că asta facem, ăsta cu memory, drug islander data. Asta e. Tor. Memory test. No, hai să vedem. Stai o secundă. Voi mă vedeți? Nu mă vedeți. Stai să dau. Păi stai un pic să mă uit. O secundă. Păi da, dar aici nu poți să faci, aici trebuie să faci regresie, nu? Păi, mă, what the fuck, dar am vorbit data trecută care e diferența între regresie și clasificare, nu? Da, uite-te, deci care ar fi coloanele de output pe care le alege Tor de pe dataset-ul ăsta? Ok, whatever. Dar diferența e numai scăderea dintre cele două. Dintre mem score before și mem score after. Corect? Bun. Și atunci, cum sunt datele de aici, de pe ultim, de pe coloana de div? Sunt categorice sau continue? Reprezintă categorii sau reprezintă valori continue? Păi nu. Și logic că clasificarea o faci pe categorii, nu? Și atunci, dacă vrei să aproximezi o valoare continuă, înseamnă că ai nevoie de o funcție care are un domeniu și codomeniul va fi R-ul, nu? Sau un subset de-a lui R, ceea ce înseamnă că intrăm în problemă de regresie. Înțelegi? Deci tu pui problema, dându-se niște date de intrare, pot să prezic, I don't know, scorul după ce a fost dat drogul, dar nu știu cum. Deci tu trebuie să te gândești pe baza dataset-ului să fie super cuantificabil și clar ce vrei să obții, știi? Ai înțeles? Da, da, ai înțeles care e ideea. No, cool. Dar asta e, mă, hai că am zis că azi facem găsirea dataset-urilor, da? Și, da, voi numai stat o săptămână, gen? N-ați făcut nimic? Alexandra. Punct C. Pe atunci o să scrie Andreea. A, tu e, da, am uitat. Îți bătrân, mă, termină, că am uitat. Ana. Ana Banana. Da, păi și eu te întreb, ținând cont că ăla e deadline-ul, ce ai făcut până acum? Ok, înțeleg ce zici.
Dar ce ai făcut la licență? Dar ce faci? Tu ce făceai la licență? Care monitorizează traficul? Pe bază la ce? Adică cine îți dă informații? Păi și cum? Să uită pe stradă și zic câte mașini sau cum? Ok. User care îs numai de la tine din aplicație? Ok, și... Dar nu faci Google Maps, chestia asta. O, bun, dar cum e, care e titlul lucrării tale? Titlul lucrării tale. Te aud foarte întrerupt. Da. Păi, guess what? Că nu știi să-i dai, pentru că e foarte fuzzy ce faci, corect? Da, dar... What does that mean? Ideea e că titlul ar trebui să sintetizeze ideea lucrării tale, știi? Într-un... Și nu pot... Știi ce zic? Deci nu poate să fie atât de vag. Ok, da. De exemplu, știi cum face Google traficul, cum face Google Maps assessmentul de trafic, de exemplu? Ne, boss, dar e mai, nu știu cum să zic, unul, e mai dubios de atât din perspectiva accesului la date și e mult mai simplu din punct de vedere tehnologic de atât. Și ca să dea o chestie accurate, fii atent ce fac. Ceea ce e un pic shady. Fac triangulare pe GSM. Și numără câte telefoane mobile sunt în zonă. Și după aia... Da, mă, și nu știu. Nu contează, dar nu știu, nu știu, că îi doare fix în șpiț. Zic că whatever, aia o fi. Cu bătrânul ăla, dar stai că acum ți arătam, stai un pic. Stai să vedem, cum era? De telefoane într-un sac, da, dar unde-i, mă? Corect. Da, mă, dar, dude, dacă scrii despre asta, n-ar trebui să știi despre chestiile astea. Întreb și eu. Da. Cum adică da? Stai numai un pic. Ok, Ana. Da. Răspunsul simplu și corect e da. Fii atentă, da? Deci, Ana, ce zici? Nu, 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 stai un pic. Nu e nicio ideală, mă. Nu, stai să-ți explic o chestie. Care e ideea? Deci... What? Stai. Bun, și dacă afli că cineva a făcut tot ce ai făcut tu și mai mult decât atât? Cum? Adică ideea ta deja e gata, e făcută și mai bine. Contează? E făcută. Dar de ce?
Dar aia trebuie, ala, ăla e chintesența unei licențe, să vii cu ceva total nou care nu există. Nu total nou, ci un pic nou. Ce? Zim, ce? Care e chestia nouă pe care nu are nimeni altcineva? Da, eu zic că poți, dacă accesezi API-ul lui din săptămânile trecute. Dar ce aplicație, man? E un serviciu, Google Maps, e un REST API care îți oferă, da, îți oferă, dacă tu vrei să faci un site cu toate datele de pe ultimul timp, da, te duci, accesezi acest REST API, îl înglobezi la tine în site și îți dă fluctuația traficului, bla bla bli, bla bla bla, da. Dar nu tu, este un alt third party application făcut pe GitHub, vrei să-ți caut acum? Păi asta trebuie să faci tu. Ok. Păi, no, hai să vedem. Dar vezi că documentația asta trebuia să o faci tu, stai mă să-ți explic. Deci documentația asta trebuia să o faci tu înainte să te apuci de licență. Ca să vezi dacă nu-i deja rezolvată problema. Păi, cât ai căutat? Unde ai căutat? Ce ai căutat? Nu mă, lucrări științifice, cercetări, chestii, aplicații făcute de niște băiețași white and nerdy care le-au pus pe GitHub. Știi ce zic? Stai, numai să vedem. Traffic estimation based on past flows. I don't know. Asta e cu computer vision ce am găsit. Traffic flow prediction. Graph convolutional. Traffic graph convolutional recurrent neural network. Păi asta mi se pare destul de state of the art. Hai să vedem pe asta, uite-te un pic. Hei, mă auzi? Ana. No, uite-te la băiatul ăsta, da? Deci, ăsta folosește niște tehnici de care încă noi n-am vorbit la AI. Că de săptămâna viitoare vorbim, mai avem două săptămâni, da? Deci, de săptămâna viitoare să vorbim și începem probabil și astăzi de nivelul la care s-a ajuns acum în AI, știi? Și schema lui, că pentru a monitoriza și a prezice traficul, ai nevoie de chestii de genul ăsta, știi? Convolutional LSTM-uri. Dar vizualizezi. Păi, ok, dar ideea că pentru a prezice trebuie să știi datele astea, deci clar ăla poate să facă chestia asta. Deci, ok, man. Dar știi că noi am vorbit de la începutul semestrului? Eu, mie mi-e ciudă numai că nu ne-am întâlnit noi mai devreme, bă, cu toți. Pentru că aș fi avut să vă zic niște chestii. Deci, tu ai zis că nu înveți la materia asta pentru că ai mai multe chestii mai importante de făcut, gen licență. Și eu te înțeleg. Deci, eu sunt perfect de acord. Păi așa ai zis. Așa, nu, așa ai zis. Ai zis că la materia asta... Ok. Bun, ce trebuia să faci la laboratoare la web-ul ăla? Da. Da, da, mie mi se pare foarte important. Bă, mie mi se pare foarte... Da, ok, îți de acord. Dar mie mi se pare foarte important pentru studenți de anul 3 care termină facultatea să înțeleagă ce înseamnă o lucrare de licență. Și ce presupune să faci chestia asta.
Cum? Bun. Și atunci, dacă tu îmi spui... Cum? Da, mă. Deci, licența, în opinia mea, trebuie să fie încununarea muncii tale de student, care să demonstreze valoarea ta practică după 3 ani de studiu. Ești de acord cu mine pe tema asta? Ana. Hello? Te-am supărat? Ai plecat? Dar bine ai făcut. E ok. Eu, ai noroc că am mâncat de dimineață și nu sunt gelos. Că nu mi-e foame. De la ce ți-ai luat? Dar ești în Cluj? Ana. Da, mă. Păi ți-ai luat take order, că dacă erai la mama acasă, clar nu mâncai de la... Adică ar fi culmea să-ți iei... Ar fi, deci, ar scoate mama lingura de lemn din dotare dacă ar afla că în loc să mânci mâncarea ei, mănânci de la take-in, Doamne ferește. Da, bă, hai că ai scăpat, te las să mănânci, să nu să-ți pice bine mâncarea. Mă iau de alții, ok? Dar n-ai scăpat până la final, că după ce mănânci revin. Poftă bună. Bogdan. Ați zice și alte nume, dar nu te cunosc. Dobby is a free elf. Să îți iau un soc de la licență, bă, când prezinți. I'm gonna set you free. No, Menuț, ai găsit ceva dataset? Și? Ai găsit ceva? Da, hai, no, hai, eu nu vă înțeleg, bă. Deci, what the fuck, deci voi nu, eu nu o să negociez cu teroriștii, bă, dacă vă place numai când aveți deadline-uri clare să lucrați și să le faceți cu o seară înainte, eu nu o să vă dau asta, ok? Deci pe mine mă doare fix în șpiț dacă vă faceți tema sau nu, că punctajul tot atât luați. Ideea îi, v-am zis și de data trecută, să vă facă plăcere. Dacă nu vă face plăcere, am pierdut de la început tot demersul, ok? Menuț, ai zis, uite, acum, de când vorbim, da, până la finalul, cât avem astăzi. Caută-mi și țipă-mi aici tot ce găsești și dacă ți se pare mișto, ca eu să-ți confirm. Și așa ai găsit. Bine. Bă, trimit... Dar acum ce faci? Mersi. Spor. Brighi. Nu... A, frumos. House prices dataset. E din Cluj, că atunci e super overpriced. Dar n-are decât două coloane. Ah. Stai un pic să văd. Ah, nu, stai că are 81 de coloane. Excuse me. Stai. Că nu era selectat. Calmito. No, bun, și care sunt datele de output? Adică ce vrei să faci? Clasificare sau regresie? No, bun, dar hai să discutăm un pic. Mă, dar nu te pot ajuta eu, oare? No, hai să ne uităm pe coloanele la asta, no. Ce? No, în descriere, bun. Unde? Data fields, unde mi le arată?
Unde te-ai uitat? Da, uite-te, data description aici, .txt, da? Nu, bun, dar ce vrei, ce, zim, o, nu știu, o întrebare pe care, la care vrei să-mi răspund, știi? Uite, de exemplu, ai overall conditions, da? Aici poți să faci clasificare. Ai 10 clase, le vezi? Very poor, poor, fair, bla bla bla. Ai o grămadă de date și vrei să vezi, hrănind rețeaua ta cu datele astea, dacă îi dai un apartament la care știi datele, să-mi zică în ce clasă de condiții se încadrează, nu? Nu. No. Drăguț. Ești de acord? Păi știu. Chiar e fain dataset-ul. Dar stai să vedem câte instanțe are. Te-ai uitat? Bă, e un tabel. Are linii, coloane. Păi dar n-am vorbit săptămâna trecută, mă, de asta. Instanțele sunt câte un rând. Și coloanele sunt atributele, nu? Are 397. De fapt, cred că trebuie să aibă mai multe. Deci, undeva o să zică... Nu? Stai să vedem unde zice. Data... Da, mă, da, a, da, nu văd... More info, tu ești nebun că nu văd. A, ioi, gata, 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 am văzut. Dar nu, că e ok, la boomer, boomerul o să zică tot timpul că e nașpa web design-ul, dacă înțelegi ce vreau să zic. No, bine, îmi place ideea asta, deci dacă îmi zici clasificare după chestia asta, eu sunt ok. Bridi. No, la tine am stabilit, da? Ăla e clasică, ăla e ok, poți să-l folosești. Ăsta e clasic, ăla e din Wisconsin, nu? Da, uite-te, Wisconsin Hospitals, dacă citești un pic, e clasic, da, ți-l accept. Ok. Bros că e așu, de o săptămână n-am mai vorbit băiatul, ce faci? No, țâpă-l, să vedem. Ok. Stai. Da, ăla cu bărți mi-a plăcut, da. Pe ăla îmi place. Seamănă cu un dataset pe care l-aveam eu pentru date arheologice. Bă, ce fain, bă, ce mișto arată, bă. Îți dau eu dacă vrei, că trebuie să mi le găsesc pe ale mele. Stai că ți-l dau, dacă vrei din ăla îți dau menu, stai un pic. Este Terry Collection, din câte știu eu. La Smithsonian, ia uite-te un pic. Stai că ți-l găsesc, dacă vrei îți dau pe oameni, că nu-i baie. De fapt, trebuie să-l găsim pe Kaggle. Unde pot să caut? Datasets, așa. A, da, e ok, numai că îți zic că ți-l găsesc, că dacă nu l-am eu prin ceva mail-uri de acum 5 ani. Da, e ok, dacă vrei să faci pe oameni, îți găsesc. Bun. Ia, place mai mult aia cu oasele. Îi mai e pe sufletul meu. Hai că m-a apărut Alexandru Ștefan, hai.
Da, boss, am stabilit chestia asta cu... N-am găsit. Păi caut acum. N-am găsit, frate. Bă, îmi place, Dragoș. Ia, bagă-te pe fir un pic. Da, ce vrei să faci? Regresie? Da, tu ce faci la licență? Da, bă, dar nu, stai. Da, numai că, bă, aia păstrează pentru tura viitoare cu long short-term memory, că acum numai țipă-i o rețea. Fii atent. Țipă-i numai un ANN pe ea, ok? Deci dataset-ul e super ok pentru regresie și la care vrei? La oricare poți să faci, la ce vrei, ce măsurătoare vrei tu să-i faci regresia, știi ce zic? Păi, da, menut, stai că mi-a sclipit ochii când l-am văzut, deci clar, clar ți-l accept. Oho, oho, câte instanțe are? Are. Băiețeală. Boss, corect, 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 corect. Absolut. Ai văzut că și-o țâpat ăsta horda de asteroizi artificiali prin jurul? Dar nu l-ai văzut pe cer, eu l-am văzut în vreo 3 seri. Da. Da, înțeleg. O lasă-mă să se facă greu. Ha, mushroom classification, bine, Paula. Hei, Paula. La ce înseamnă O, P, P, O, P, V, P? Ok, și care au efect halucinogen, probabil. Da. Mă, nu știu, nu-mi place că îi întrebe date mai puțin categorice. Știi ce zic? Uite-te că tu ai numai VP, VP, nu știu ce aia. Găsește unul care ai numere. Știu. Dar știu ce zici. Numai... Aici ți-ar merge mai bine alte... Ți-ar merge... Sigur funcționează mai bine alți algoritmi de genul arbor de decizie, nu... Nu-ți merge asta cu rețeaua neuronală. Știi ce zic? Mi-ar trebui ca pe unele, cum am vorbit și data trecută, să ai valori numerice continue, știi? Înțelegi ce zic? Deci poți cu ciuperci, mi se pare super tare, dar pe coloanele astea să nu fie date categorice, care reprezintă categorii. Înțelegi ce zic? Nu? Ce s-a... Da, ce n-are sens? Nu trebuie să fie datele exacte, trebuie să fie date numerice de gen float. Pentru că... Da, de ce mă întreb chestia asta? Că ar trebui să fie evident de ce. Ce ne-am chinuit să facem în ultimele două ture cu astea? Rețelele neuronale. Dar nu, dar zi-mi, era o întrebare. Paula, la ce folosesc? Ce învață rețelele neuronale? Bă, dar nu, eu nu mă refer abstract, concret, ce învață? Despre ce am vorbit în ultimele trei cursuri, mă? Paula. Hello? Dar zi orice îți trece prin minte, că e corect. Păi da, hai să vedem. Do să fie fun să aflăm? Hai mă, dar serios acum, n-am intrat în detaliu în ultimele trei cursuri la care, din câte mi-amintesc, ai participat și tu despre cum învață o rețea neuronală?
Bine, dar nu mai da bullshit-uri. Zim exact matematic ce se întâmplă. Cum va? Ce înseamnă învățarea? În ce se concretizează învățarea unei rețele neuronale? Hello? Alea-s date. Care ce se întâmplă cu datele alea după aia? Cum? Din ce e compusă o rețea neuronală? Din ce e compusă o rețea neuronală, Paula? Hai, mă, din ce e compus rețeaua ta neuronală din corpul tău? Sistemul tău nervos, din ce e compus? Nu, nu, nu. Dacă am găsit acum o antilopă care a venit. A? Deci, Paula? Sistemul tău nervos, din ce e compus? Perfect, no, ce neuronii? Fake and real news dataset, asta e mișto. Zi, Paula! Dar vorbește cu mine, de ce taci? Bă, la asta cu fake și cu true. Nu mi-a mai arătat unul data trecută și am zis că nu pentru tema asta de Alexander. Bă, de atractiv, atractiv, dar ți-am zis că mai aveți o temă pentru deep learning și acolo merge mult mai bine. No, deci, ideea e că trebuie să fie mai simplu, să dea niște numere și să rezolve o problemă simplă de clasificare sau de regresie, atâta tot, înțelegi? Bine, deci, Paula. Paula. Răspunde, te rog, la întrebare. Da. Tu mă auzi pe mine? Deci, uite-te, am un neuron, da? No, bun, dacă cineva te atinge pe mână, de unde știi că acel cineva te-a atins? Cum? Cum? Pas cu pas, zi-mi. Aici e pielea ta. Și? Ce are neuron? Primul strat de neuroni. Are ce? Terminații nervoase la în țesutul epitelial, ești de acord? No, bun. Păi și ghidează-mă prin ce se întâmplă. Păi, ești în anul 3. Ar trebui să poți să folosești limba română ca pe o armă pentru a exprima chestii. Dar bă, pe voi nu vă pune nimeni să faceți propoziții complete care să aibă sens? What the fuck? Într-o săptămână de școală nu vă întreabă nimeni a chestii și voi trebuie prin viu grai să le exprimați răspunsurile? Întreb și eu. Păi și uite-te cum ajungeți, bă, că vă căcâiți, mâncâiți să vă exprimați în limba dulce strămoșească. Ce supărare! Come on! Te rog, exprimă-te fluent în dulcea limba maternă românească. Nu se începe nicio propoziție cu deci. Așa. Bravo, stimul, frumos, ăla e cuvântul. Ai stimul, da? Aici. La fiecare, aici se produc stimul de diferite intensități, da? Bun. Ok. Și stimulul ăsta se transmit prin cum se numesc canalele astea de aici? Nu sinapse, bă, ca să ai sinapsă ai nevoie de doi neuroni. Acum am unul.
unul singur. Dendrite. Las-o pe Paula, da? Nu? Paula. Da, bine. Dar să... Deci, e a patra oară când facem discuția asta, bă. Nu ai fost atentă când am vorbit prima oară. Păi și atunci, nu... Nu ai reținut, fratele meu, chestiile astea îs din clasa a 10-a. Ar trebui să fie în capul tău. Ce trebuie să reții? Dude, ce înseamnă să reții? Adică voi memorați ca niște toca-toca? Și dacă nu... Ok, deci, whatever. Că, ok, no bun. Dar astea știai că le zice dendrite, nu? Bun. Și prin dendritele astea ajunge impulsul unde? Pă tătui neuron. Aici ce? Ce e ăsta? Scuze. Mezul la neuron, cum se numește? Da, de ce mă întreb? Nu-i logică, e nucleu. Și ce face nucleu? Care e rolul lui? Hă? Paula, hai mă, că merem foarte greu, come on. Cum o să faci... Ascultă-mă, cum o să rezolv tema asta? Cum o să implementezi sau folosești o rețea neuronală să înțelegi ce e acolo dacă nu poți să-mi explici chestia asta? Păi, dar nu se pare grafic că îți ilustrează ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Vin stimuli de pe toate dendritele neuronului ăstuia, da? Aia ce înseamnă? Cum strângi numere la oaltă? Prin ce operație? Bun. Numai că fiecare dintre... Asta are câte o pondere, da? Adică fiecare dendrită are o anumită importanță. Așa că faci sumă de pondere înmulțite cu stimuli, corect? Așa, și după aceea iese output-ul pe aici, da? No, bun. Ce reprezintă output-ul ăsta? Și suma asta cât de mare poate să fie? Teoretic, matematic, dacă am un număr foarte mare de inputuri cu valori și fac suma lor. Ok, păi și dacă eu, să zicem, nu știu, consum anumite substanțe care împrăjesc sistemul nervos, aia ce crezi că se întâmplă? Intră niște stimuli de atâta intensitate încât îți distrug infrastructura acestui sistem nervos, înțelegi? Îți prăjești efectiv sistemul nervos. Pentru că aia nu-i numai o expresie, e pe bune. Și atunci ca să nu lași valorile astea de aici să treacă peste un anumit nivel, trebuie să menții în limite decente semnalul care iese din neuron, cum se numește ăsta? Tija asta lungă care iese din neuron. Așa. Deci prin axon trebuie să treacă un curent, un stimul cu un anumit prag de intensitate. De fapt, tu ce vrei să vezi e dacă acest neuron se activează sau nu. Și atunci, oricât ar fi suma asta de pe axa OX, el o să zică că nu se activează până la un prag, după aceea începe să se activeze, după aia e fully activated de la un prag. Înțelegi ideea? Deci output-ul nu numai că faci suma aici, mai trebuie să aplici o funcție, numită funcție de activare, care să-ți scoată output-ul din neuronul tău ca fiind o valoare între 0 și 1 sau minus 1 și 1, ai înțeles? Ca să nu sprăjească sistemul. No, bun. Cum? Bun. Și să zicem că mai am un neuron undeva pe aici. Care primește alt stimul sau poate primește și aceea stimul, dar și alții, nu?
fratele meu, deci bă, nu citiți, nu scrieți, băgați SMS-uri la greu și vedeți numai meme-uri și porcării, frate, nu o să mai știți să vorbiți, frate. Deci, mi se pare... Da, știu, știu, dar if it's boomer, it doesn't mean it's not true, bro. Deci, trust me. Adică... Cum? Cum? Păi, și cum citește și nu poate să se exprime atunci? Nu cunoașteți, adică stai un pic, poți să te exprimi mai bine în într-un domeniu de gen literatură în care ești diletant, dar nu te exprimi bine în domeniul în care ești profesionist tu, man. What the fuck? Da, menuț! Bă, Ștefan, de câte ore tot vorbim noi de chestiile astea? Am să fim serioși, biologia lui pește prăjit, man, că e biologie 100 aici. Treia numai să fii atent. Deci, nu, this is bullshit cu dumele cu care veniți, menuți. Îmi pare rău, dar this is bullshit. Deci, dacă nu-i bullshit, contrazice-mă. Biologie, frate, zici că ți-am făcut nu știu ce chestii de homeostazie, nu știu de care am vorbit aici. Nu ceva simplu, că și străbunica mea, dacă răspund, dacă îi explic de două ori, înțelege. Bă, biologie. Dar nu, dude. Dar când am făcut eu pe cineva prost, man? Dar, bă, dude, nu, stai numai un pic. Te las să te trigărești cât vrei. Dar zim că tu n-ai prins ideea din prima secundă. Eu nu zic că nimeni, eu zic, eu... Deci, boss, nu-i vorba că nimeni nu-i prost. E vorba că sunteți neatenți și că vă doare la patină. Înțelegi? Asta e vorba. Nu-i vorba că nu sunt... Dacă aveți minimul de atenție, aveți și minim de retenție a informației. Asta vreau să subliniez. Nimeni nu-i prost. Sunteți dezinteresați, vă doare în șpiți. Nu știu, prioritatea e minimă. Înțelegi? Asta vreau să subliniez. Nu are legătură cu abilitatea ta intelectuală. Are nivelul cu nivelul tău de dedicare la chestia asta. Da, merge mai departe. Dar vreau să știe Paula cum merge o rețea neuronală, ok? Dar ți-am zis, eu n-am chef să mă duc mai departe dacă sunt 3 oameni care știu chestiile și restul 20 o să copieze de la aia care au știut chestiile și l-au înțeles. Și după aia, săptămâna viitoare când e de predat, o să dea din colț în colț că nu știu să explice jegurile pe care le-au copiat. Deci, this is not the type of subject la care se întâmplă chestia asta. Ok, Paula? Ok, ce? Zim cum o să faci tu tema dacă nu știi cum merge o rețea neuronală. Și tutorialele, ce o să-ți... Și dacă ești acum și tot trebuie să te chinui, vezi, Doamne, să stai la mine la oră, de ce să nu te duci direct la sursa de informație și să afli sau să o fi accesat deja de 2-3 ore în mod mură în gură, cum ți le-am zis, în toate videourile pe care le-am predat până acum? De ce să te duci la cele mai indirecte și parțiale moduri de a afla informația, ha? Că n-ai timp pentru informație legit, că trebuie să te duci la cacauri, frate. Cum? Și acum hai să fim serioși, vă tot plângeți că o luați personal, frate, eu n-am dreptul să iau personal, că eu îmi bat gura de 3 săptămâni la cum se întâmplă asta și Paula habar n-are. Dezim, Paula. Vreau măcar să știu că știi cum merge o rețea neuronală pe care am predat... Feed forwarded information l-am predat înainte de vacanță și back propagation of error l-am făcut săptămâna trecută. Ai fost? Bun, și atunci zicem ce înseamnă feed forwarded of information și după aia back propagation of errors. Yo, spune-mi. Continuă să-mi zici povestea. Poate îți și alții ca și tine care habar n-au și o să profite să înțeleagă chestiile astea acum, înțelegi?
Faci un serviciu social. De zi. Așa, ăsta X0, X1 și așa mai departe, da. Bun, și ele se mulțesc cu W0, W1 de pe fiecare muchie, se adună, se face suma aici pe neuron și după aia se aplică funcția peste sumă aici ca să iasă un număr cât de cât decent ca să poată să intre ca și input în următorul neuron de aici. La fel se întâmplă în ăsta, la altul și așa mai departe, corect? Așa. Așa. De fapt, vei avea primul layer de neuroni care îți ia toate inputurile pe fiecare dintre neuronii de pe primul input. De exemplu, deci eu am X0, X1, X2. Ăsta e inputul, da? Și după aia ai neuronii de pe primul nivel, da? Care preiau ce? Ăsta îl preia pe ăsta, pe ăsta, așa? Și după aia ce se întâmplă? Păi nu, fiecare neuron de la al doilea nivel, ăsta se numește nivel ascuns. Că ziceam că e o cutie neagră, da? Va primi inputuri de la toți ăia de la nivelul anterior. Și ăsta la altul iară de la toți și fiecare cu fiecare. De aia se numește Fully Connected Neural Network. Ok? Așa, no, bun. Și după aceea, hai să zicem că mai avem un nivel hidden, da? Cu doi neuroni. Care iarăși primește. Așa, no, bun. Așa. De ce? Depinde de cum vrei să o faci. Poți vii și mai mulți. Dar cine a zis că trebuie să ai un rezultat final? Depinde de ce urmărești. Păi, hai să vedem. Pentru probleme de clasificare versus pentru probleme de regresie, cum mai face? Da. Păi poți să zici dacă e de clasa A, B sau C, să zicem, da? Na, bun. No, și de exemplu, dacă în dataset-ul meu zice că are așa culoare, așa mărime, așa înălțime, așa nu știu ce, și că e de clasa B, o să zic că trebuie să obțin 1 aici, 0 aici și 0 aici. Dacă era de clasa A, înseamnă 1 aici, 0 aici, 0 aici. Și dacă e de clasa C? Nu. No. Și nu, atunci nu ți se pare logic să ai câte clase ai, să atâția neuroni să ai. Dacă, pe de altă parte, ai un singur neuron care îți dă o singură valoare, atunci, de obicei, arhitectura de genul ăsta o folosești pentru regresie. Corect? Mă bucur că ai adus în discuție chestia asta, că acum pentru toată lumea ar trebui să fie valabilă chestia, că dacă vrem să avem regresie, putem să punem un singur neuron pe output, să vedem ce ne dă sistemul nostru aici, să comparăm cu ce ar trebui să dea și să obținem astfel ce. Cum se numește diferența între ce dă sistemul și ce ar trebui să dea? Tor. Tor, ai plecat? Deci, ziceam, dacă am regresie, da? Am niște leere, bla bla bla, da? Și la final, pe ultimul layer, pun un singur nod și mi iese o valoare, da? Și vreau să văd dacă cât de apropiată este această valoare de valoarea pe care vreau eu să o obțin, da? Diferența asta în modul, cum se numește?
Eroare, corect? Deci asta îi... E foarte simplu principiul de învățare la o rețea neuronală, Paula. Ok? Mă auzi? Deci, eu am un dataset în care pe fiecare linie, da? La dataset-ul tău, pe fiecare linie, tu ai datele de input pentru o anumită instanță plus data de output. Ești de acord? Care poate să fie una dintre astea. A, B sau C. Corect? Pentru clasificare. Bun? Astea mi se dau. Ok? Eu hrănesc această informație. Informația vine, se înmulțește cu diferite ponderi stabilite aleatoriu. Ajunge în fiecare dintre neuronii ăștia. Se adună. Se aplică funcția de activare. Se activează neuronul. Scoate un output pe aici. Acest output iară se înmulțește cu niște weight-uri. Care intră toate în al doilea nivel de neuroni. Pe rând, pe rând. Se activează și al doilea nivel de neuroni în diferite măsuri. Care trimit iarăși niște output-uri. Deci se fac iarăși niște sume ponderate aici. Se aplică iară funcția de activare, se activează pe output-ul ăsta. Output-ul ăsta iarăși se mulțește cu un weight aleator dat aici, se adună cu output-ul pe care îl dă ăsta mulțit cu alt weight aleator și intră neuronul ăsta, care iarăși face suma ponderată între ce a intrat aici. Se aplică o funcție de activare și scoate un output. La fel se întâmplă și pe ăsta și pe ăsta. Ai înțeles ideea? Bun. Atât de simplu. Asta face propagarea forward a informației în rețea. Când ajungi aici, tu ai o valoare concretă, dar pe de altă parte ai și valoarea care trebuie să-ți dea. Va exista o discrepanță între ce obținut, pentru că da, la bulan ăsta la început, weight-urile astea îs puse aleator, deci nu te poți aștepta cât dă bine, corect? Și atunci, diferența asta, fie că fac, asta este valoarea obținută minus valoarea expected, da? Fie că fac modul de chestiile astea, fie că ridic chestia asta la pătrat, ideea e ca să o țin ca o valoare pozitivă, da? Să fie o cuantificare a diferenței, da? În modul. Corect? Bun. Și acum, eroarea asta îmi spune cât de tare ratează, cât de prost gândește ăsta care rețeaua mea neuronală, da? Și eu trebuie să recalibrez această eroare, adică trebuie să aduc cumva eroarea asta să fie la zero. Dacă tura următoare, dându-se aceleași date de intrare, mai intru printr-o altă rețea cu niște ponderi ajustate, ea să îmi dea pe toate nivelurile astea de ieșire să fie cât mai aproape de 0, 1, 0. Corect? Sau, în cazul regresiei, valoarea pe care o obțin să fie foarte apropiată ca modul de valoarea pe care vreau să o obțin. Ai înțeles? Bun. Și atunci cum fac? Păi, pe ultimul nivel de neuron, eu am de aici, am niște ponderi, W0, să zicem, W1, care ori fost alese prost și care ori dat ca efect eroarea mea. Ești de acord? Și atunci eu trebuie să fac o backpropagare a erorilor, să re-updatez aceste weight-uri, astfel încât să îmi dea eroare 0 dacă adaug un delta W0 și un delta W1. Ok? Cu calculele astea, știi cum se calculează? Delta-urile astea. Cu calcul diferențial am făcut săptămâna trecută. Da? Deci calculez derivata lui E în raport cu W0 și derivata lui E în raport cu W1. Și pe bază la asta... înmulțim și cu un learning rate despre care am vorbit data trecută, reușesc să-mi dau seama cu cât ar trebui să mă ajustez puțin câte puțin instanță cu instanță ponderile de la din rețeaua asta și de asta de aici și prima dată le ajustez toate ponderile de pe care leagă ultimul nivel de nivelul anterior de neuroni. După aceea se propagă niște discrepanțe pe ramurile de aici și aici voi avea erori. Înțelegi ce zic? Și atunci, erorile astea trebuie să le propag înapoi la ponderile care le-au dat pe ele, și anume astea de aici. Și atunci, informația intră în rețea și merge din exterior până în nivelul de output. Aici se depistează care sunt erorile. Și după aceea, erorile merg în sens invers și influențează, adică modifică weight-urile de pe ultimul nivel, penultimul nivel, până la primul nivel, înapoi. Asta însemnând backpropagarea erorilor. Ai înțeles?
Și asta înseamnă că așa învață, asta e toată cutia mea neagră. Intră input, iese output. Dar ideea e că învățarea trebuia să-mi spui, atâta trebuia să-mi zici, că se face prin ajustarea ponderilor, bazându-se pe instanțele din dataset, instanță cu instanță sau în batch-uri. Înțelegi ce zic? Ok. Și atunci, ținând cont... Bun. Și de aici am plecat. Păi tu dacă îmi dai aici date categorice, de genul 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, și eu înmulțesc cu niște float-uri, da? Tu vei găsi ce? Acea formulă magică F de W0 ori nu știu ce plus W1 ori nu știu ce, care se bazează pe W-urile astea, care la final să-mi dea o valoare, să zicem, pentru regresie, să-mi dea o valoare double, da? Și eu ziceam că, ținând cont de chestia asta, te-ai gândi că aceste date de intrare trebuie să fie și ele double, pentru că dacă ai o funcție reală și inputurile pentru funcția aia reală, ar fi frumos să fie tot valori reale. Dacă dai date categorice, înseamnă că probabil n-ai nevoie de o chestie de genul ăsta, pentru că pe date categorice poți să faci arbor de decizie, să vezi pattern-urile care se, și arborii de decizie sunt mult mai simplu de implementat și au o complexitate mult mai mică de a-i realiza, de a-i antrena. Înțelegi ce zic? Ideea e că în AI, eu zic că lumea încă nu are discernământul necesar să nu folosească bomba nucleară pentru orice, știi? Deci acum aveți articole care au niște dataset-uri pe care ai putea să bagi foarte simplu rețele neuronale clasice, dar ei bagă CNN-uri și le transformă în imagini ca după aia să bage CNN-uri și prostii de genul ăla. Mie mi se pare că deja lumea exagerează. Înțelegi? Deci tu trebuie să știi exact cum... Hai să vedem. Exact ce mecanism e îndeajuns de bun pentru dificultatea problemei tale. Dacă problema e prea simplă, nici n-are rost să bagi. Înțelegi ce zic? Dacă problema ta are numai date categorice, faci cu un arbor de decizie. Yes, corect. Ai înțeles acum? Cine m-a trimis ăsta cu... Belgium, de Alexander. My man, hai. Ce vrei să faci, clasificare sau regresie? Pe baza la ce? Bun, dar zi-mi ce vrei să faci. Deci noi trebuie să stabilim aici ce intră ca date de intrare și ce îți ies ca date de ieșire. Păi asta trebuie să stabilim. Dude, bro, asta, la asta trebuie să te uiți. Înțelegi ce zic? Deci trebuie să vezi, să te uiți la câte coloane au date numerice pe care le poți folosi și din alealte să-mi zici, să ai și date din astea, date categorice, știi? De exemplu, dacă tu vrei să prezici că îi alien sau îi native, că am văzut că ai o coloană cu, dar acolo n-ar merge pentru că, uite acolo, nationality, Belgian sau alien, da? Deci nu ar merge pentru că ți-e clar debalansat setul de date. Înțelegi? Da, deci mai încearcă. Da, am văzut. This is Rob. Bro, nu prea ai date numerice pe aici, man. Rob. Iar o pleca Rob. Ok, hai că vorbesc când se întoarce. Bun. Netflix. A, ăsta cu Netflix-ul e ca și... Alexandra.
Alexandra C. Ok. Ce vrei să faci? Regresie sau clasificare? Eu știu, dar stai că trebuie să dau un... Dar lasă că dau un refresh, e ok. Why you no work? Ce ne-i place la asta? Combats? Dar ai numai 3 coloane, bă. A, tu vrei să prezici? Da, it doesn't make sense, adică... Da, stai, scuze, astea ID-urile, mă gândesc, nu? Păi, ok, dar atunci trebuie să le bagi toate. Și bun, și ce o să folosești ca input? Așa. Da, I get it. Deci o să-mi iei vreo 3 caracteristici de la unul, aceleași 3 de la celălalt le dai ca input și vrei să-mi zici... Short. Let me think about this, ok? Da, mi se pare șmecher. Mi se pare șmec dintre, adică între oricare doi Pokémon, basically, pe bază la. Bun, da, e fain, dar aici, fii atent, da, îmi place, dar trebuie să te gândești să-mi justifici arhitectura, că arhitectura poți să o faci, mi se pare tare asta, dar trebuie, știi cum zic, că trebuie să te uiți ce intră în ce leere de neurone ai și să mi le faci fain. Da, bă, îmi place, ți-l accept. Good. Da, asta e tot ce vreau de la tine, man, să te gândești, știi? De fapt, de la toată lumea. Foarte ok. Nu trebuie să fie de pe Kaggle Data, trebuie să fie de pe oriunde. Air Quality Index. Dobby. Yo, my man, Dobby. Bă, îmi place, dar ce vrei să faci? Clasificare sau regrese pe el? Ăla cu air quality. Dar ce înseamnă already trained? Adică nu-mi pasă de asta, bă. Mie trebuie numai să iei dataset-ul. Dar pe tu le folosești pe amândouă, bă. What the fuck, tu nu înțelegi ce... N-am vorbit despre chestia asta, bă. Dar stai, care e diferența? Înțeleg ce zici acum, zici că o coloană lipsește și pe aia vrei să faci. Care îi? Deci coloana 14-a, gen, aia din training, care nu-i în test. Așa, no, perfect. Da, da, aia zic. Și regresie, da? Super. Ok, bine. Îmi place, ți-l accept. Bun. Bă, eu îți mulțumesc. E chiar mișto. De-abia aștept să văd ce rezultate ai. Poluare, ce face multă lume are. Andrada, n-ai zis nimic. Hello, zimt că îmi dai ceva cu stele.
Păi dă-mi, mi-ai dat? Nu, mă, e ok. Acum mă uitam la el. Câte instanțe are? Și ce vrei să faci cu el? Să prezici ratingul, nu? Păi, scuze, ratingul e clasificare, că e gen E. E clasificare. A, global sales. A, și vrei să faci predicția. A, zi, regresie. Categorie gen rating, asta ultima chestie. Unde? Zi-mi care coloană e. Shooter simulation sau ce? Păi aia nu prea are sens, că categoria e dată de joc. Nu pot să... Da, dar n-are, adică are sens cum te gândești, că gen jocul deja e el de sports, platform, racing sau whatever. Nu sensurile determină asta, nu? Da, dar nu poți să-l... Da, mă, dar nu... Tu înțelegi că nu e gen... Nu e logic. Înțelegi ce mă poate pe mine? Că gen... Tu știi că e puzzle, adică tu nu poți să zici că ăla e role-playing game pentru că s-o vându mai bine în gen... în ăsta, știi? Și la ce ți-ar ajuta? Da, la ce te... E, bă, dar nu are... Adică nu prea... Ia și eu înțeleg, dar eu nu văd cum e logic, știi? Andrada. Dar știi ce zic? Dar stai că nici la rating nu prea văd cum. Adică de ce ar avea sales-urile ceva de zis în rating? Bă, mă, ratingul dacă te uiți, e vorba de PG-13 din alea, dacă să le pui să poată să joace toți copiii, teenagers, adulți și așa mai departe. Da, ai vreo coloană de rating. Uite, poate este score by Metacritic subscribers aici ar putea fi. Da. Știi? Dar înțelegi ce zic? Că trebuie să aibă sens ce face. Da. Bun, dar unde îi global sales? Dar zi-mi care e coloana de output, atâta tot vreau să știu. Mă, deci stai un pic, oameni buni, toată lumea, deci fiți atenți. Lucrurile sunt foarte simple. Eu îi dau niște date de intrare, gen coloanele pe care le selectez eu și am o singură coloană care e dată de ieșire. Dacă acea coloană e categorică, am clasificare. Dacă acea coloană are valori reale pe ea, ar trebui să fac regresie. Bun. Și acum, acea coloană e pita pentru care... Deci noi nu ne jucăm aici. Noi facem, chiar vrem să găsim un răspuns la o întrebare care ne bântuie și care are sens, știi? Înțelegi? Andrada. De genul, tu zici, bă, dacă produsul ăsta are inputul ăsta, ăsta și ăsta, în mod logic, aș vrea să-l pun într-una dintre următoarele categorii, dar ar trebui să fie o implicație logică între input și output. De genul, în mintea noastră să fie, bă, are sens. Că noi după aia trebuie să analizăm datele, știi? Să analizăm rezultatele, să vedem, să zicem, bă, într-adevăr, uite-te, că e mișto, are sens chestia aia, știi? No, dar stai, că dataset-ul e ok, numai hai să ne gândim ce supărare. Păi asta zic, că tu poți să faci ceva de genul, îi dai niște inputuri pe toate jocurile și tu vii și introduci pentru jocul tău, știi? Anul eu l-a scoate din calcul, deși nu știu ce să zic. Și tu vii cu un joc nou
Și zici, da, l-aș face, îți alegi acele coloane care nu sunt dependente de, de fapt nu știu dacă poți, că nu prea ai. Stai să mă gândesc, cum mai face? Deci trebuie să găsești o problemă concretă, știi? Sales based on, dar are destule ratings. Unde? Are destule coloane de ratings. Păi da, dar tu vrei să știi dacă filmele, dacă jocurile critically acclaimed chiar au făcut și de asta bun, adică au avut și succes de box office, dacă știi ce zic. Da, ideea e, stai să ne gândim un pic, că nu avem și alte măsuri care nu țin de ratings. Deci tu să prezici vânzările pe bază la niște user count. A. Da, asta vreau să zic. Asta vreau să zic. Da, uite, vezi, poți să faci așa. Deci să fie sales în ce vrei tu, în EU, să zicem, sau ceva, știi? Sau ăla global sales, da? Holy shit, man. Tu vezi cât de dubioasă e distribuția asta, da? I don't know, eu aș căuta și un set mai ok, că uită-te la, ziceam, cum ne uităm la calitatea lui? Păi ba nu, că gen are un outlier super căcăcios la 82,5, știi? Da, dar știu ce zici tu. Știi? Dar înțelegi ce vreau să spun? Că trebuie să fie un demers foarte, foarte simplu și nu știu de ce n-ai pus chestii cu stele, mă. Îți ajute și la licență. Dar nu, nu, eu chiar nu vă înțeleg de ce nu vă legați licența de task-ul meu. E careva care o... care și-o legat de lucrarea de licență, task-ul ăsta. Sau e mai... A, bine. Păi, da, man, da, gen, poți și acum, dacă vrei, poți să-mi găsești un dataset care să facă clasificare binară pe fake, non-fake, dar pe alte criterii. Îmi dai niște numere, știi ce zic? Păi da, asta zic, dacă tu îmi dai niște metrici ca input și după aia să faci clasificare binară pe metricile alea, eu sunt ok, ți-l accept și pe ăla. Înțelegi? Bine, atunci păstrează-l pentru tura 2, da, corect. Carina, ce-mi zici? Da, dar unde e al tău? Stai un pic. Wine quality ăla cred că e set classic, ți-l accept. Din câte știu eu. Da, menuț, dar nu, nu, nu. Și ce vrei să faci, clasificare sau regresie? Clasificare, care? Quality? A, bine, a, și tu vrei să fie bun, rău? Bă, nu, sunt ok, dar de ce să nu pui pe... gen să pui pe alea 10 clase, că nu te bate nimic, așa, de ce zic, sau 8 clase, cât e. Deci, încearcă cu binar prima dată, dar după aia it's exciting să vezi și pe mai multe, știi? Na bun, da, ți-l accept, e bine, boss. Dar după aia, la final vreau să facem o situație ca să știu fiecare ce. Da, Alexandru Ștefan. Uită-te pe al meu, te rog. Niște nu-ți mai rebă.
Da. Stai să vedem. Da, da, da. Câte instanțe are boi Alex? Deci tu faci regresie, nu, Alex? Numai 100 are? Eu nu cred că are numai 100. Serios, numai 100 are? Eu cred că am scrollat mai mult de 100. Păi eu asta zic, dar cum mi-ai dat răspunsul ăla de 100, bă? Da, mă, dar eu, voi când îmi dați, îmi ziceți câte este, vi-l descărcați. Îmi place că răspuns fără unitate de măsură, bă, deci sunteți rău. Ioi. Vă să cu educație din aia, mă, cu traforaj, cu din aia, cum zicea, educație tehnologică, bă. Hai, nu. Băiețeală maximă, bă. E necesară chestia. Bă, da, ți la clasificare de ce? It's ok, Ștefan. Dacă aplică sau nu. Aplică ce? Care coloană? A, asta cu apply, indicative the user has applied for this job listing. A, ok. Bine, boss. Mie mi-ar fi plăcut mai mult regrese, dar e ok, ți-l accept. Deci, așa Ana Vișii furi lui Andrada tematica, bă. Incredibil, bă. Nu, dar gen... Andrada e pasionată de stele. Eu glumeam, I'm just teasing you, dar vezi dacă tu... Asta nu mă zic, că nu-i bine să-ți arăt slăbiciunile la oameni, știi ce zic? Mie cel puțin, da, de fiecare dată când discutăm. Nu ești de acord? Ok. Păi, faptul că pui botul la chestii, nu? Ți se pare slăbiciune. Te superi. Nu, 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 zic în general, la toate discuțiile noastre, în care eu se pare că I was baiting you și tu tot timpul le-ai luat personal. Păi și nu crezi că e un semn de slăbiciune chestia asta, că you reveal this aspect of your personality? Știu, dacă e deodată, și eu zic tot ce gândesc. Păi mai bine să nu știe lumea ce gândești, mă. Știi ce zic? Dar nu e... Da, mă... Man, nimeni nu poate, dar să învață, ce pot să zic? Se pare că eu sunt genul... Dar nu trebuie să te prefaci, man. Da, aoleu, hater, frate, bă, deci cât de copil poți să fii, bă? Dar normal că mi-am luat trigger fratele meu cu hateriala, deci... Nu e o... Deci, din păcate, auzi, boss, știu că e o glumă, dar ți-am zis... Eu nu știu dacă vă dați seama, dar toate mimurile voastre au un substrat foarte, foarte trist, man. Pentru că orice glumă are în spate some fucking sadness, bă. Orice clown are o grimasă de durere în spatele machiajului. Trust me. Păi o să mă uit.
Dar zic că nu e așa cu the meme culture. Think about it. Nimeni nu postează un meme dacă nu are o chestie în spate care îl roade. Hai să vedem cine nu mi-a zis până acum. Andrei. Unde? Gotta catch 'em all. Mobile price classification. Battery power, ok. Să aproximezi sau să dai clasificare? Că dacă zice classification, faci regresie sau clasificare? Păi și unde e coloana? Te întreb numai. A? Unde e price? Aoleu. Care e celălalt? A! Care, mă? Oprește-mă când îl găsești. Bro, unde-i? Yeah, man, dar ăla nu mi-apare în dataset, what the fuck? Păi... Bă, da, dar uită-te! Price range. E, posibil, dar, bă, copilaș, nu, da. A, da, ok, da, am văzut. Bro, da, voi nu când vă uitați, sunteți teroare, mă. Ia uite, pac, apply. Așa, da. Ai văzut? L-a anticuit, acum așa a apărut. Ok, deci ai price range-ul, bine, clasificare. A, ok. Cool. Bine, îmi convine. Paula, tu ți-ai ales? Da, caută! Vrei să-ți caut eu? Loredana? Ce urât sună că targetul e 0 sau 1. Nu vi se pare, bă. Ștefan, tu ziceai chestia aia cu câmpul ăla binar pe care l-ai găsit un database. E ok. E ok, Loredana. E clasificare binară, e ok. Aia cu cafei. Bă, da, dar eu te-am chemat prima dată. Ce e aici? Ce faci cu ea? E, dar baza pe unde-s numerele, că n-ai numere. Aoleu, tati, n-ai găsit. Dude, that's bullshit. Păi, no. Și... Nu poți să zici că am mers pe pagina a doua și cuvântul serios în aceeași propoziție. Păi fi serios. Să te pe pagina 2000. Come on, man. Dude, hai bă că ori găsi colegii tăi, găsești și tu. Bun. Așa, Alexandru, Andrada,
Andrei. E cineva care l-au găsit. Oameni. Să înțeleg că nu, toată lumea a găsit, în afară de Paula. Eu încă mai caut. Dar tu ce mi-ai pus de nu era bine, mă? De Alexander. No, bine, și pe acum ce cauți? Pe unde ești? Ce urmărești? Da, dar zic acum. Wow, cât de creativ ești, boss. Așa îmi place când oamenii încep să ia model de la alții. Nu ți se pare că atunci când te uiți la altcineva, deja îți tai din creativitatea ta? Din păcate, așa atunci de ce trăim, frate, dacă nu suntem creativi? Ca să fim roboți? Dacă nu ești creativ, nu ești om, bă. V-am zis la început, dacă vă mai amintiți. AI-ul poate să progreseze în două feluri. Ori să devină super awesome, să ajungă la fel de blanao ca omul. Ori omul să devină tot mai robotic și să se transforme el în AI și de-aia să nu mai poți distinge pe cyborg de om. It can go both ways și la cum văd lucrurile, oamenii preferă să devină roboți, că e mai easy să alegi să nu fii creativ și să nu gândești. Prove me wrong. Păi stai un pic, man, tu ca să-ți faci un job în mediul actual de lucru, nu? O să fie ok să fii obedient, să nu comentezi, să-ți faci treaba, să faci ce ți se zice. Ok, bun, dar eu zic așa, zim procentual, da, în mediul de, hai să luăm așa numai mediul IT, da, cât la sută din popor lucrează la Endava, ce, stai că, whatever, nu mai bine nu dau nume, la firme foarte mari, și cât la sută se duc pe companii mici? Ca procent din tot amarul de Code Monkey. Eu nu cred. Bă. Asta, de fapt, hai să ne uităm. Eu chiar vorbesc serios acum pentru Cluj. Da, hai să vedem Cluj. Dar nu, că aia era bullshit. Top firme din județul Cluj, hai că-s curios. Serios, Fujikura? Acolo jucam basket, bă. La Fujikura. Că e după cifră de afaceri și număr de angajat. Păi nu, no, dar este Fujikura și acolo între lacuri, băi, unde e... Acolo, dar știi că e un panou de basket de la super căcăcios mic. E o cușcă acolo, acolo meream eu să joc basket. Bă, da, dar nu știu, nu cred că e o treime, o treime, o treime, nu știu, nu știu cum e. Trei carte să ne uităm, bă. Lasă că o să mă uit și vorbim pe text. Așa. Păi da.
ok, dar eu zic că ok, tu te duci la un nivel undeva mediu între ce vreau eu și ce zici tu. Eu zic unde faci produsul tău și ești creativ până în pânzele albe, știi? Ar fi da shit. Bun, da, ok, știu, exact. Da. Da, e vorba și de mentalitate socială. True. Ah, e un mastodon din ăla, Legacy. Păi, da, nu, sunt perfect de acord, dar de obicei, știu ce zici. Dar tot outsourcing-ul. Bă, hai că ne-am făcut datoria, mă, mișto. Hai că le validez și pe astea la ultimele două. Andrada, e clasificare sau regresie? Pe ce coloană? Numai atâta, numai pe două coloane, nu mai poți să pui ceva încă altceva. Uite, atmosphere, cleanliness. Da, uite, rating score of atmosphere. Da, poți pui multe, da, e ok. Ok. E ok. Da. Și ai zis că vrei să faci clasificare sau regresie? Că nu mai știu. Că acum ai zis, dar n-am fost. Zi. Hello. Andrada. Bine. Super. Deci stabilești prețul. Prețul, da? Ok. Da. Te-am auzit. Ok. Nu, stați un pic acum, că facem o șmecherie centralizatoare, efectiv, un pic. There's something happening here. No, intrați aici, stați că vă fac capul de tabel și o să zic așa. Stai, să vedem așa, stai. Stai un pic, deci. Cod unic. Stai. Grupa. Nu mă, codul unic e codul tău, gen ăla de la facultate. Nu, Doamne ferește. Nu, mie, nu, lasă gâdă până în pace. Nume, prenume, temă, titlu teme.
Nu contează, vreau să știu și nume, prenume. Dar ce are? Dar păi pot să fie... Da, mă, nume, prenume, tot mi-a știe că nu sunt unice, nu pot să folosești ca ID. Nu contează, e gen, dacă vine un popândău, să fie. Titlul temei, link dataset, tip problemă. Și aici pot să fie regrese sau clasificare. Deci, veniți și băgați fiecare pentru el. Eu ce fain arătați. Popândău este oare? Hai să vedem. Cuoca, leopard, squirrel, giraffe, wolverine. Mamă ce, bă, deci așa oameni goal-oriented ca voi n-am văzut în viața mea. Mama, pentru notă, bă. Huuu. Da, bă, să-mi ziceți codul unic pe bune, mă. Dar codul unic nu-i 26, Tor, îi... E, îi ce, îl ai în carnetul tău de student. PPAE 0858. E numărul matricul. Ăla, tot aia. Dar la mine mi-era trecut în carnetul de student, bă. Da. Mă, titlul temei nu e Sloan Digital Sky Survey. Zim ce vrei să faci. Gen, zici într-o propoziție. Clasificare de caca de nu știu ce. Pe bază nu știu ce. I don't know. Sloan Digital Sky Survey. Ai puteam să aflu ducându-mă pe link. Ce fain, bă, că nu trebuie să scriu eu. Ce fain arată, bă. Da, serios, uite tare. Deci, ca niște girafă, delfin, cameleon, chimpanc, hienă. Cine e hienă, bă? Ce tare, lemur. Ce tare. Cred că n-am niciodată așa de mulți oameni pe același... Dar chiar să te zici că sunt niște furnicuțe. Tic, 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 tic. Cute. Tacata, 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 tacata. Uff. Dar bă, numai atâția sunteți dintr-o 40 de oameni. Dar măcar să-și treacă atunci codul unic. Să-i... să-am... Îmi place că toată lumea scrie classification și regresie. Classification regresie, classification regresie. Corect, foarte bine. Bă, deci e genial. Lasă că le pun eu, le organizez, e ok. Da, știu alea că să fie toate puse, da, e ok. Nu-i băiuc. Nota 2. Îmi place de S, A, A, E, că au completat-o mai puțin numele, bă, e cel mai complicat. Că ai completat toate datele mai puțin numele. Ah, ok. Ai scris cu alb, bă? Ha ha.
Oh my god, man. Bă, a fost funny. Cine, Dobby? Aoleu, bă, ce, de cioace te ții, bă? Care? Nu, dar arată, nu, îl arată prea deprimat cu alb pe negru, îmi pare rău, bă, nu așa facem aici. Uite, 1,49, mă, deci, măcar dacă era la regresie problema, că atunci se punea fine, știi? Tor, că era regression, 1,49 nota, să-ți prezici nota, să faci meta regresie, să-ți prezici nota bazându-te. Dar atunci de ce ai scris? Dios mio. Da, da, cred că a fost licențe care au făcut asta. Dar cineva o... Deci cum v-ați gândit de a-ți lăsat spațiu liber la 8? Da, corect. Știu, m-am gândit, dar zic că mișto că v-ați... n-ați folosit mutex. Dar v-ați făcut ESO, bă. Ok, stai un pic. A, tu ai restanță? Dar era unul care zicea că are restanță. Ăla era. Baftă, băiatul. ESO vine de la Sozis cu tine, bă. Da, da, a, voi aici sunteți voi toți, nu știam ce cu... Astea toate, știi că sunt celule cu diferite culori. E cu U sau cu fără U? Ce m-aș face eu? Ce te face tu? Eu nu știu că nu-i sigur cu trollerul ăsta prin zonă night. Nu pot să fii sigur ce s-a întâmplat. Ne uităm pe video, bă. Deci să-mi bag... Deci... I... Da, da, pe... bine, aia e tactică clasică de bullshitter, știi? De genul el, ca să zică, păi cum, bă, m-aș fi dat eu pe mine în gât? Coffee quality classification, mai caut, bă! Rob Roy. Aoleu. Da? Că băiatul meu a venit să facă sume. Corect. Acidity, bine boss, after ten. Danke Shane. Darling, danke Shane. No, bine, băiatul, ți-l accept. Dacă... Păi, da, pune altceva, menuț. N-ai... Uite, hai să ne uităm aici. Cafeaua pe care o bem noi de la secretare când suntem la corectat, frate, nu e ok. Da, bă, dude, bagă o regresie, nu băga clasificare. Bagă o regresie pe ce vrei tu. Ce vrei? Da. O... Vai, bă, nu vorbiți de site-uri defuncte, grupuri defuncte. Mai este chestia? Sfârle Ana Maria, tu ești Squirrel. Nu, că era weird, dacă era altcineva, știi? Era așa, like...
Păi nu se poate. Lasă-l. A, uite. Ok. Paula, tu ți-ai găsit? A, tu Avocado Prices, da. Deci, bă, sunteți 14 oameni din 40 menuți. What the f? Unde-s restul? Câți o să fii? Câți sunteți? Câți sunteți în total? 37? Și că nu suntem 40, bă, cum să fim 40? Suntem 37. What the f? Tot aia. Aoleu! Da, ok. Și din ăștia, asta nu înseamnă că nu sunteți 12. Acum, aici. Unde-s restul? Nu mă... Bă, menuți. De la 2 până la 14. 13, cât o să fie? Bun. Pș, I wouldn't hold my breath. Băgați niște nume aici. Da, probabil. Foarte bine zis. Cu ce probabilitate? Deci, ia băgați restul numelor aici. Da, uite-te. Hai să-ți explic. Te duci ksubvcluj.ro. Da, Wises, studenți, ce pip, bă, unde-i, 300, dar numai hai să vedem, unde, 300, cât, 800, scuze. Așa. Stai, ce fac pe aici? Start. Start wearing purple, wearing purple. What are you talking about, bă? Deci atâta bullshit aveți, bă, incre fucking dibil, bă. Bă, dar știu, dar eu nu înțeleg. Deci eu dacă văd o ușă în fața mea, eu încerc să o deschid. Deci, ai încercat tu, bă, dar nu te, nu știu. Deci, hai să vedem cine nu este pe aici. Da, nu sunt. Eu mă uit așa că sunteți 13 oameni furioși, deci restul. Știi cum le scot, îi scot pe aia care îs și îmi dă restul, nu? Alo. Ce? Rotaru Tudor? Ah, ok. Deci, truța, tot, tanca, îl scot. Dar it was a miss, son. Eu? Bă, nu știu, am făcut eu asta? Sunziana, Suhani, Ștefan, Sfârle, Ana Maria, bun, Rotaru Tudor. Bă, da, eu, I call it, ok, Suhani. Rasiga. Da, mă, dar stâmpiți, adică, nu. No. Bine că poate să pună țâu, frate, știi ce zic, uite, Tanțău, Truța. Ștefan, corect. Pop Daniel, Ploscar Sergiu, Petrescu Iulia, nu-i pe aici, așa e? Năprădean, băiețașul ăsta a mai fost. Dar ce-i cu el? A. A, ok. Ok. Foarte bine. Dar Năprădean Andrei, el a mai fost, eu știu numele ăsta. Where that? Brighi s-a trecut? Da. Mocan Andreea. Nescepa. Miclăuș. Marian. Marcu. Who that? Stai. Macovei. Dono. Lobon Sterec. Andrei Lucian. I would remember that name. Goia Iulian. Iurcuța Andreea, da.
Gavrilović Eduard. Asta sună cunoscut, cumva, nu știu de ce. Forna, Florea Molina. Florea Molina, Florea Molina. Duca Andrada, stai. Dogaru, nope. Dobai, Danila. Cornea Alexandra. Bun, tu ai fost, da? Păi nu mă, eu îi scot pe ăștia ca să rămână aia, n-am. Condor Mara, Buzgar Andrei. Bloaje Florică. Bloaje Florică, ok. Stai. Bădrăgan, oh, oh, ce prezență. Artene, Dragoș, bun. Adalinian. Ok, hai să scoatem ăștia. Cine e Loredana? Care dintre ele? Ha? Forna, ok. She's cool for now. Cum le șterg, bă? Cum șterg? Control alt delete? Glumez, mă. Stai, mă, un pic. Rose. What the fuck? Cum le șterg pe astea, mă? Da, dar nu pot să... Păi, da. Aoleu. I-a trecut pe toți? Da, Petrescu Iulian, a zis că imediat se trece. O să se trece. Carina, scuze. Ok. Ce drăguț, bă, dar cum supărare ăștia, ce, cum, adică, I don't know. I don't wanna know. Do I wanna know? Ăștia, jumătate din an, se gândește că termină la anul sau cum? Nu, serios. Ce că picată, nu fiți nașpa, bă. Eu întreb numai. Deja oamenii sunt așa deprimați, cred că e gata. Serios. Vorbesc serios? Low energy. Bă, nu știu ce să zic. I don't really believe that, sincer, acum. Că imoralul mai scăzut. Da, eu zic că și dacă era în mod normal, tot același not giving a fuck era din partea voastră în medie. Sincer. Da, dacă ține de locul în care ești, man, nu mă încălzește cu nimica. Așa. A, păi, aia știu, aia știu, man, da. Bă, da, depinde de loc, dar și eu mi-am făcut nestul meu în cămin, în sala de lectură, you know what I'm saying? Gen, nu, era numai mizerie și așa, și nu s-a apropiat nimeni. Și stai, n-o pică, de obicei, fii atent, pont, căminul economic a 2 te duci, dar bine, nu acum, că e mai riscant, dar... La etajul 1, la sala de lectură, unde sunt chinezi. Știi? Gen... Nu-i nimeni acolo, decât chinezi care învață românește. Păi asta spuneam, da? Bă, deci am vorbit... Nyan Cat. Bă, tu l-ai pus ăsta specific? Uite-te.
Bă, bulănos ăla care o primit neanche tu. Bă, am vorbit când eram încă în cămin, acum câțiva ani, vreo 3-4 ani, cred că 5, nu știu câți erau. De cât timp? De vreo 3 ani nu mai stau în cămin, 4 ani. Cu un chinez care era super, super îndrăgostit de România, bă, după ce în vacanța de primăvară o mers în Maramu. Și-o zis că el... Nu, 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 săracul ăla. Nu, era un chinez, whatever, random dude, de coleg de cămin cu mine. Și eu îmi făceam ceva, îmi găteam ceva și am început să vorbesc cu el. Și îmi zicea că îi se pare super fascinant că el fiind din Beijing sau de pe nu știu unde, oraș de la super mare, a fost prima dată când a venit în România că a văzut albastru cerului. Da, mă, da, tu înțelegi? Deci omul ăla era like, holy shit, cât de fain e nuanța de albastru reală a cerului, știi? De genul că nu văzuse. Am mai pățit o chestie de asta cu un coleg de-al meu indian, Asher. Eu și cu el am terminat din toată specializarea noastră de master. Și cu încă o colegă. Deci din toți câți am fost, am terminat 3. Și Asher a fost cel mai tare când a văzut pentru prima dată zăpada, bă. Bă, termină că eu sunt colorblind, nu mai fi fraier. Da, bă, deci momentul ăla când Asher, indianul meu, da, serios, o văzut primii fulgi de zăpadă, bă, nu știu, he got to be a little kid. Deci, efectiv, era ca un copil mic, super happy că vede zăpada pentru prima oară. Unbelievable, bă. Chiar e inexplicabil că eram cu el, eram la matematicum și am ieșit de la curs. Și deci era tot un zâmbet fața lui și tot fugea pe acolo să prindă fulgi și din alea. Era fost super awesome. Dar era mai mare ca mine, avea vreo 30 de ani pe vremea aia. Și era prima dată în viața lui când prinsese zăpada. How about that? Știu. Dar tu nu știi episodul ăla de la Jamie Oliver când mergea el în America și copiii din America credeau că French fries-ul, așa e el de la natură. Și eu le-a arătat că ăsta e cartoful și ăsta e French fries și că ăsta vine din ăsta și erau no way, man. That's not possible. Like, no way. Știi? Like, ăia nu văzuseră cartof, bă. Înțelegi? Crazy. Da, corect. Păi și așa poți să și votezi președinte un cartof, că nu-ți dai seama. Dar serios, dacă bagi 2 electroni pe un cartof și pe Trump, îți dă cam același output. Băiatul, păi vreți o pauză de un sfert de oră, începem la jumate? Păi facem, mă duc. Ait. Good. Deci, odată ce am stabilit chestiile astea, discutăm următorul pas. Cine era nerăbdătoare pentru... Ana. Tu m-ai întrebat. Sau nu? Da, Ana m-a întrebat. No. Acum că ai trecut de primul pas, aflăm și care este treapta următoare. Ești fericita câștigătoare a următorului răspuns din partea lui Gabi. Și eu m-am simțit happy. No. Recess, 15 minute.